O nouă metodă pentru diminuarea numărului de absențe. Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț deține un catalog virtual care conține notele și absențele elevilor din instituție. Conform declarațiilor făcute de directorul Unității de Învățământ, Virginel Iordache, apariția catalogului virtual a dus la scăderea semnificativă a numărului de absențe. Părinții pot afla situația copiilor accesând catalogul virtual de pe pagina de internet a școlii. Colegii mei, profesori de informatică și informaticieni, deci specialiști în domeniu, au creat un soft care permite introducerea notelor și absențelor elevilor în format electronic. Online, folosind o parolă care, trebuie să spun, este una particularizată pentru fiecare elev, și pot să fac și public lucrul ăsta, este vorba despre codul numeric personal al elevului. Deci părintele, folosind ca și parolă codul numeric personal, poate accesa situația școlară a copilului său. Am avut și un rezultat pozitiv. Primul rezultat a constat în micșorarea semnificativă a numărului de absențe. Dacă anul trecut, pe 31 octombrie, aveam 1788 de absențe, pe 31 octombrie anul acesta școlar, deci 2013-2014, avem doar 1206 absențe, iar cifra de 500 și este un lucru îmbucurător pentru școală. Mai trebuie spus un lucru, că site-ul colegiului și linkul cu catalogul virtual au fost accesați de aproximativ 30% dintre părinții care au copii la noi la școală, lucru care este îmbucurător. Pentru anii viitori, directorul școlii se gândește la un proiect prin care profesorii să treacă nota obținută de elevi în cel mai scurt timp și online, astfel relația școală-părinte să fie mult mai apropiată. Avem ca și gând de viitor, asta în următorii ani, ca fiecare coleg de-al meu, fiecare profesor de la toate specialitățile să poată introduce nota în momentul în care este, să spunem, dată copilului, în așa fel încât legătura școală-familie să se facă, să fie cât mai bună și să aibă o calitate, de ce nu, la cele mai mari niveluri.